Phoenix nu a emis pretenții în fața liderului CSM Târgoviște, elevele lui Paralica se evoluaseră luni la Cluj, iar oboseala acumulată pe drumul de întoarcere s-a văzut în prestația basketbalistelor de la Dunăre. Nici programarea partidei nu a fost inspirată atât timp cât între cele două meciuri a fost o singură zi. Poate că și conducerea clubului gălățean s-a gândit că echipa lui Paralica are șanse infime să învingă cea mai puternică echipă din România. Formația târgovișteană, cu un lot de valoare europeană, nu s-a lăsat invitată și a trecut la cârma partidei încă din primul minut. CSM s-a impus cu 81-48, o diferență care arată cam pe unde se situează cele două echipe. Ivory James, 15 puncte, Chelsea Lee, 14 și Nicole Hamilton, 10 puncte, au fost cele mai prolifice basketbaliste de la Phoenix.